Miercuri, în sala mică a Casei de Cultură, va avea loc evenimentul de deschidere a Clubului de Public Speaking prin metoda John Maxwell de comunicare. Mâine are loc uh, evenimentul de deschidere a Clubului de Public Speaking, la ora 6, în sala mică a, a Casei de Cultură. Este un eveniment uh, la nivel internațional care are acum, în ultimii 2-3 ani, și impact asupra României. A început la Timișoara, apoi s-a extins către Cluj, București și celelalte orașe. Și m-am gândit, pentru că fac parte din această organizație care a implementat acest proiect, m-am gândit să-l aduc și la Roman, pentru că sunt romașcan și am zis că trebuie să, trebuie să profite și și tinerii din, din Roman de acest uh, club. Ce înseamnă public speaking? Public speaking se referă, în primul rând, la vorbitul în public, dar uh, pot spune că are o arie mult mai mare de acoperire. Putem spune că în fiecare zi comunicăm, la serviciu, la școală, în orice, în orice împrejurare și cred și sunt convins că public speaking-ul poate ajuta pe oricine să-și dezvolte mult mai mult abilitățile de comunicare. Deci, poate, nu știu, unii vor să facă carieră din asta, poate unii vor doar să-și îmbunătățească abilitatea asta de, de, comunicare. Ne poți da câteva hinturi așa, cam cum a, ar trebui să ții cont că vrei să devii un public speaker? Uh, când este vorba despre public speaking, eu cred și Metoda pe care am, am mers eu, sunt de părere că este foarte important raportul tău cu, cu publicul. Nu neapărat tehnica pe care o folosești, gesticulația și tot ce ține de latura asta, să zic, strategică, ci mai mult raportul pe care îl, pe care îl stabilești cu publicul și acea energie și, și conectare care se realizează ce între se tine și înscrie? cine se poate înscrie. Da. Toată lumea, cine este interesat să-și dezvolte abilitatea aceasta, tineri de toate vârstele, se poate înscrie. Este un eveniment gratuit, și după o să discutăm toate detaliile, locație și sesiunile care vor urma după acest eveniment. La acest eveniment este estimată prezența a peste 100 de persoane. Dezvoltarea abilităților de comunicare este necesară pentru oricine, fiind o condiție pentru eficiență în orice domeniu, dar și pentru pregătirea viitorilor lideri.